Bună ziua, bineînțeles, bine v-am găsit la Prima News. Sunt Ioana Enache și vă invit să petrecem împreună următoarele două ore. Tuturor ni s-a întâmplat să ne trezim obosiți. Cauzele sunt multiple, dar de cele mai multe ori de vină este faptul că dormim mai puțin decât are nevoie organismul. Câte ore ar trebui să dormim minim pentru a funcționa optim și ce alte lucruri putem face pentru un somn bun, aflăm astăzi de la Răzvan Lungu, somnolog. Cinematografia românească a reușit o performanță notabilă anul acesta. Pentru prima dată, un lungmetraj de debut a câștigat pentru 4 premii la Festivalul de Film de la Veneția, printre care și premiul pentru cel mai bun film la secțiunea Orizonti. Este vorba despre pelicula Anul nou care n-a fost, regizată, scrisă, dar și produsă de Bogdan Mureșan. Domnia sa va fi astăzi alături de mine în platou și ne va împărtăși experiențele de la festival, dar și detalii despre film. Și fiecare dintre noi produce 300 de kilograme de deșeuri în fiecare an. Este o cifră extrem de mare și mai rău este că marea parte din această cantitate este plastic și doar 30% din el îl reciclăm. Restul ajunge în gropile de gunoi sau, mai rău, direct în natură. Aici intervin ONG-urile care, cu ajutorul voluntarilor, ecologizează pădurile sau lacurile. Cum este această muncă și ce cantitate de deșeuri strâng din urma noastră anual, vom afla de la Florin Grădinariu, președintele Asociației Biosilva. Să începem! Între 7 și 9 ore, atât spun specialiștii, că trebuie să doarmă o persoană în fiecare noapte pentru a funcționa optim. Un studiu recent arată că mai bine de jumătate dintre români se trezesc obosiți în fiecare dimineață. Experții atrag atenția că lipsa somnului ne poate afecta atât sănătatea fizică cât și pe cea mentală. O odihnă deficitară dăunează capacității de concentrare, stării de spirit, productivității și poate duce chiar la probleme de sănătate. Funcționarea impecabilă a corpului nostru ține de un factor foarte important, somnul. E importantă calitatea lui, dar și numărul de ore pe care fiecare persoană reușește să le doarmă într-o noapte. Pentru a ne reface forțele, fiecare dintre noi ar trebui să dormim în jur de 8 ore. În ultimii ani, însă, românii au început să se culce la ore tot mai târzii, iar orele de somn să fie tot mai puține. În general, 6 ore, aproximativ. Dimineața, te trezești odihnit după cele 6 ore de somn, 7 ore? În general, da. Mă ajută, în schimb, foarte mult cafeaua în fiecare dimineață. Calitatea somnului depinde și de cum de aerisită mi-este camera în general, dar și orele de somn, într-adevăr, au un factor important. Depinde cum am noroc, că am o fetiță mică de un an și un pic. În mod normal, câte 7 ore? În medie, 8 ore. Încerc să mă culc pe la 12 maxim, ca să mă trezesc la 8 dimineață și să merg la sală. Și plus sala și sportul îmi dă energie și e suficient. Un studiu recent arată că mai bine de jumătate dintre români se trezesc obosiți în fiecare dimineață, iar 47% dintre ei o fac după ce amână alarma de mai multe ori. Mulți recuperează somnul pierdut în weekend, atunci când dorm chiar și până la ora 12. Însă, specialiștii nu recomandă somnul de recuperare, pentru că, spun ei, ne dă peste cap ceasul interior. Recomandarea este ca ora de trezire în weekend să fie apropiată de cea din timpul săptămânii. Prima mea recomandare ar fi ca să respectăm măcar un minim de 7 ore de somn și să avem cât de cât o igienă a somnului, că înseamnă să avem anumite obiceiuri care favorizează somnul de calitate bună. Cum ar fi să nu consumăm cafeină cu 6 ore înainte de culcare, să ne asigurăm că am avut o masă lejeră seara înainte de culcare, că nu folosim dispozitive înainte să intrăm în pat și că lăsăm măcar o oră de pauză de expunere la lumina dispozitivelor. Și stresul acumulat în timpul zilei afectează somnul tot mai multor persoane. Medicii avertizează că o durată mai mică de somn poate duce în timp la apariția unor probleme de sănătate grave, cum ar fi obezitatea sau bolile cardiovasculare. Somnul este un element extrem de important care face diferența între un stil de viață sănătos sau nesănătos. Pentru că este momentul în care se produce acea resetare a organismului. Practic, apucăm să punem organismul în repaus. Obezitatea e legată cu tulburări de somn, e legată de tulburările de somn.
pentru că dintr-o dată, neodihnindu-te noaptea, ai altfel tendința de a mânca pe parcursul zilei. Efecte sunt și asupra sănătății mentale. Pe lângă senzația de oboseală, ne va fi foarte greu să luăm decizii, să ne concentrăm, să fim productivi la locul de muncă. În plus, poate accentua anxietatea și în timp predispune la depresie și boli psihice. De asemenea, este un risc crescut de accidente, pentru că îmi scade capacitatea de concentrare, îmi scade acea concentrare a atenției și privirea mea s-ar putea să devină hiperfocusată. Apar și probleme cognitive, adică observăm că este o lentoare a gândirii. Nu mai putem să gândim așa, ne știm poate foarte repezi la minte, foarte ascuțiți la minte. Și parcă ni se pare că dintr-o dată mintea noastră devine tot mai leneșă. Față de oamenii care trăiau acum 200 de ani, dormim complet diferit și calitatea somnului s-a schimbat foarte mult. Timp de câteva secole, milioane de oameni dormeau noaptea în două faze de somn, care erau întrerupte de o pauză de cel puțin o oră după miezul nopții. Apoi se culcau și aveau un al doilea somn. Oamenii își începeau primul somn pe la orele 20-21 și îl terminau pe cel de-al doilea pe la orele 4-5. Tiparele de somn au început să se schimbe după 1850, atunci când oamenii au început să se culce tot mai târziu din cauza luminii artificiale din jurul lor. Mare schimbare a apărut în momentul în care a fost disponibil iluminatul artificial. Și asta a făcut posibilă munca la aproape orice oră. Există o tulburare de somn care se apare la cei care lucrează în ture, de exemplu, ce afectează aproape 30% din lucrătorii în ture. Românii sunt codași la calitatea somnului. Țara noastră se plasează pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul orelor dormite noaptea. Românii dorm în medie 6-9 ore pe noapte. Răzvan Lungu, somnolog, este astăzi alături de noi. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vorbeam în materialul anterior despre această igienă a somnului și aș vrea să vă întreb câți dintre noi cunosc exact ce înseamnă o igienă a somnului și câți o și respectăm. Bună ziua! În primul rând vreau să precizez că sunt medic cu competență în somnologie, deoarece somnologia este o ramură a medicinei și un fel de supra-specializare. În al doilea rând, igiena somnului reprezintă, să zic așa, o serie de lucruri pe care le facem înainte de a ne culca, ce ne favorizează un somn de calitate bună. După cum spuneam și mai devreme, e important ca să avem totuși o durată a somnului normală, ceea ce implică o durată în rând adulților undeva între 7 și 8 ore minim, aș zice eu. Dar să ținem seama de asemenea că necesarul de somn scade pe măsură ce avansăm în vârstă. De exemplu, persoanele de peste 70 de ani au un necesar de somn redus undeva pe la 6 ore, iar copiii au nevoie de undeva 10-11 ore, depinde de vârsta fiecărui copil în parte. Igiena somnului înseamnă să avem grijă să, de exemplu, să nu consumăm cafea sau alcool, să nu facem efort fizic fix înainte de a ne culca, să mâncăm lejer, să încercăm să ne relaxăm un pic înainte de culcare. Nu putem să trecem din vâltoarea zilei care tocmai a trecut imediat în pat și să ne așteptăm să vină somnul imediat. Trebuie să ne permitem măcar o perioadă de relaxare. Și nu în ultimul rând să nu uităm că nu doar durata somnului și aceste lucruri de igienă somnului sunt importante, dar în momentul în care detectăm o problemă cu calitatea somnului, e bine să discutăm și cu un medic, pentru că pot exista patologii ale somnului care necesită diagnostic. Ați menționat de copii un pic mai devreme și vreau să vă întreb cât de important este să implementăm această igienă a somnului încă de când aceștia sunt bebeluși, pentru că avem cazuri din ce în ce mai des întâlnite când copiii adorm cu tablete, cu sunetul de fundal al televizorului sau cu muzică. Este acest lucru benefic pentru odihna și pentru dezvoltarea lor? Nu este adormitul cu televizor benefic nici pentru adulți, dar aminte pentru copii care au un creier în dezvoltare. E destul de dificil, dar e important să păstrăm anumite ore de culcare și o anumită durată a somnului pentru copii. Evident, cu cât o vom implementa mai din timp, cu atât va intra rutina copilului, dar
E și important să nu punem o presiune foarte mare pe somn, că putem să creăm un stres inutil. În principiu să ținem cont că tiparele de somn pot fi foarte diferite de la un copil la altul și să avem și puțină înțelegere și puțină răbdare. Dar e important să păstrăm o oră de culcare cel puțin până în ora 10, deoarece după ora 10-11 începe să secrete hormon de creștere, care este important în dezvoltarea copiilor. Și dacă totuși ne confruntăm cu insomnii din diverse motive, avem poate remedii naturale la care putem apela? Remedii naturale depinde de foarte multe lucruri. În primul rând depinde de cauza insomniei. Pot exista boli ale somnului care cauzează insomnie. Pot fi boli asociate care cauzează insomnie, cum ar fi la persoanele în vârstă durerile articulare care pot să apară în timpul somnului, în timp ce stau în pat și acestea nu le lasă să doarmă. Această abordare cu suplimente alimentare care pot fi administrate e bine să fie evitată pentru că se cauzează un oarește dependență mentală, adică simțim că avem nevoie de un ajutor exterior pentru a dormi și poate ar fi bine dacă avem o tulburare de somn care durează mai mult de 3 luni să ne adresăm unui medic ca să ne sfătuiască dacă aceste suplimente ajută într-un fel. Asta urma să vă întreb, când este momentul oportun să apelăm la un medic pentru a ne trata problemele cu somnul? Care sunt primele semne la care trebuie să avem grijă? Ne trezim din oră în oră noaptea, ne trezim foarte des, nu putem să dormim decât, nu știu, 4-5 ore pe noapte? Sunt câteva semnale de alarmă. În primul rând, v-am zis, durata este importantă, pentru că tulburări de somn în urma unui stres sau unei perioade cu emoții negative pot apărea în cazul oricărei persoane și acestea se remit în momentul în care trece această perioadă stresantă. Deci dacă durata este mai mare de 3 luni, v-ați sfătui să apelați la sfatul unui medic. De asemenea, când dormim, o durata somnului, încă o dată foarte important să apreciem cam cât dormim de obicei. Dacă dormim 7-8 ore și ne trezim obosiți, atunci trebuie să investigăm dacă acele 7-8 ore sunt dormite bine, adică somnul e de calitate bună, dacă îndeplinim, facem toate fazele somnului, asta se poate investiga printr-o investigație numită polisomnografie și așa mai departe. Important este și, pentru că eu sunt la bază pneumolog și mă ocup de tratamentul apneei în somn, e important și pentru partenerii celor de care sforăie, să vadă dacă nu cumva acest sforăit are și întrerupere, deoarece asta poate însemna că pacientul are apnee în somn și trebuie neapărat investigat și tratat, pentru că apnea în somn provoacă lipsă de oxigen pe timpul somnului, care poate duce la probleme cardiovasculare în principal serioase. Odată cu înaintarea vârstă scade numărul de ore pe care trebuie să-l respectăm în fiecare noapte? Desigur, v-am spus și mai devreme, în jur de 6-7 ore ar fi o medie acceptată de, ca și durata somnului pentru vârstnici. Dar încă o dată, pe măsură ce avansăm în vârstă, apar și alte probleme de sănătate care pot să ne întrerupă somnul sau pot să îi dea o calitate scăzută. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru că ați fost astăzi alături de noi și pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit despre ce înseamnă un somn de calitate. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. O zi bună! Tinerii din ziua de astăzi, în special fetele, renunță mult mai ușor la locurile de muncă față de generațiile trecute. Specialiștii spun că problema nu este legată nici de salarii, nici de programul încărcat, ci de încredere. Tinerii nu se consideră capabili să-și îndeplinească sarcinile. Una dintre soluțiile găsite de experți implică mai multă răbdare și atenție din partea angajatorilor. Aceștia ar trebui să le ofere un program de pregătire mult mai intens. Diana are 24 de ani și lucrează într-o corporație. Ea este una dintre tinerele care a vrut de mai multe ori să renunțe la job din cauza nivelului de muncă, dar și a dificultății. Totuși, dorința de a performa este puternică și speră să se adapteze. Este mult de muncă, e greu, mai ales fiind la început, dar mi-aduce și o satisfacție. Ați vrut să renunțați? Da, am avut destule momente, dar trece, pentru că știu cumva unde vreau să ajung și vreau să evoluez. Știu că e o perioadă mai grea, cu toții trecem prin asta la început. Izabela, o tânără de 26 de ani, în schimb a renunțat la locul de muncă. Lucra în relații publice și a fost nemulțumită de responsabilitățile mari pe care le avea în raport cu salariul. Momentan nu. Mă chinui să găsesc ceva unde să fiu fericită. Bineînțeles. Și de ce ați renunțat? Pentru că nu se trăiește cum trebuie în România. Trebuie să ai 5 joburi să
faci față cheltuielilor. Specialiștii în resurse umane spun că tinerilor aflați la început de drum ar trebui să li se acorde o atenție mai mare la început. Ei au nevoie de personal specializat care să-i îndrume. Lipsa de experiență în muncă, sigur că duce la o nevoie mult mai mare de training, cât și de claritate în comunicarea așteptărilor, sarcinilor. Cu cât ai mai multe informații despre tine însuți, cât și feedback, cum ar trebui să fie în relațiile de muncă ideale, cu atât lucrurile ar funcționa mai bine. Tinerii nu au parte de consiliere de carieră în școală. Generația Z este, de exemplu, mult mai interesată de locuri de muncă care să le dea și un alt tip de satisfacție în afară de bani și de un rost social. Vor să le dea și un rost de viață. În timp, mentalitățile s-au schimbat și experții în resurse umane spun că noile generații sunt mult mai sensibile. Generația părinților noștri, da, au fost aruncați în apă. Nu aveau altă opțiune. Nu era o alegere să mă angajez sau să nu mă angajez. Aveai alb, negru, adică aveai foarte puține variante. În momentul de față, ai mult mai multe opțiuni. Generația Z spune lucrurile foarte direct și au așteptări realiste sau nerealiste pe care le exprimă. Consider într-o mai mare măsură decât aceste generații că li se cuvin anumite lucruri, în cazul acesta, să zicem, un nivel mai ridicat de confort. Potrivit studiilor, femeile renunță mai ușor decât bărbații. Fetele își activează o anumită sensibilitate, așa zis sensibilitate, care de fapt nu este altceva decât vulnerabilitatea personală la anumite solicitări sau la anumite atitudini din partea celorlalți, într-o situație în care este nevoie să se implice mai mult sau poate este criticată, persoana care este deja vulnerabilă și care dă o interpretare negativă și mult mai intensă, sigur că va suferi mai mult. Tot studiile arată că generația Z are în multe cazuri așteptări nerealiste în ceea ce privește nivelul salarial. La peste 3.000 de kilometri distanță de casă, mii de români se întâlnesc duminică la biserică, undeva în nordul Angliei. Ascultă slujba în limba română, iar lăcașul de cult le aduce aminte de cel în care mergeau cu bunicii în copilărie. Acum este rândul lor să ducă mai departe această tradiție. De două decenii și-au construit propria biserică, dar abia acum a fost terminată pictura și a fost sfințită întreaga lucrare. A fost o sărbătoare înălțătoare pentru românii ortodoxi din Leeds. Ei au participat la slujba de sfințire a picturii de la Biserica Sfântul Macarie cel Mare. Ce vedem noi omenește, o biserică construită de frații noștri creștini anglicani, pe care ei n-au mai folosit-o după aceea, nu că n-ar mai fi avut credință, ci pentru că și-au făcut prea multe. Înainte, biserica purta numele St. Michael and Old Angels, dar 12 români ajutați de comunitate au transformat-o în ceea ce este azi. Cu ajutorul și mila lui Dumnezeu și sprijinul necontenit al comunității, am reușit să o reabilităm, să o pictăm și în sfârșit să arate acest locaș, într-adevăr, ca o biserică, așa cum se noi învățați în România. Mulțumim din suflet Domnului, mulțumim fiecare care ne-a sprijinit în acest frumos proiect, astfel încât o mică România este aici departe de țară, totuși în loc în care românii se simt ca la ei acasă. În primul rând este oportunitatea de a ne simți ca acasă, de a ne simți într-o comunitate de români. Rugăciunea, biserica ne reamintește zi de zi de casă, de părinți, de bunei care am lăsat în urmă. Slujba a fost oficiată de mai multe fețe bisericești, printre care înalt preasfințitul părinte Iosif și mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. În urmă cu 20 de ani, când s-au pus bazele bisericii, erau foarte puțini români în afara Londrei. Această parohie a fost a doua parohie românească ortodoxă înființată aici în Marea Britanie după cea din Londra. Și faptul că astăzi, la această celebrare de 20
30 de ani sunt prezenți toți cei care au fondat și apoi de-a lungul timpului au sprijinit și au construit această parohie, mi se pare cu atât mai emoționant. Biserica, clădirea anexă și terenul aferent au fost cumpărate de credincioșii parohiei de la Dioceza Anglicană de Ripon și Leeds. Aș spune că a fost o minune ca o întâlnire dintre puțini oameni să genereze peste timp un astfel de rezultat. Proiectul acesta a fost un fel de deschidere de drumuri și un precedent, care un exemplu dat și celorlalți care au urmat după noi și au înființat parohii în Marea Britanie. Clădirea bisericii datează din anul 1885 și a fost construită în stil basilical roman cu elemente gotice. Biserica se află pe lista clădirilor de patrimoniu din Anglia și are statutul de monument istoric gradul 2. Două monumente istorice din țara noastră sunt printre câștigătoarele premiilor europene pentru patrimoniu. Biserica Săsească din Alma Vii, din județul Sibiu, și Biserica Sfântul Mihail din Cluj au câștigat în domeniul conservare și restaurare. În plus, summitul european al patrimoniului va avea loc în România între 6 și 8 octombrie, pentru prima oară în cele 6 decenii de existență. Biserica Săsească din Alma Vii este unul dintre cele două monumente recompensate de Comisia Europeană la summitul european al patrimoniului. Lăcașul de cult a devenit cunoscut după ce o fundație finanțată de regele Charles a investit milioane de euro în restaurarea monumentelor din zonă. În urma săpăturilor arheologice s-au descoperit mai multe morminte, printre care și acest schelet. Se presupune că ar fi din secolul 12-13. În ultimii 8 ani au fost refăcute zidurile exterioare și cele 4 turnuri ale bisericii, iar recent s-a încheiat și șantierul din interior. Acum aici pot fi susținute spectacole de muzică, teatru și dansuri, iar turiștii din toate colțurile lumii sunt impresionați de clădire. Ce vi se pare așa special în acest loc? Faptul cum a fost renovat, că se poate urca în fiecare turn, unde poți să admiri priveliștea. Îmi place foarte mult. E curat, e super. It's very impressive. Yeah, it's up on the hill and we were pretty keen to come see it. Where you are from, guys? We're from Canada. Biserica Sfântul Mihail din Cluj, cel de-al doilea proiect recompensat, a fost construit în secolul XIV și are înălțime de 80 de metri. Turnul este acum deschis publicului, iar în interior se regăsește o expoziție care ajută vizitatorii să înțeleagă mai bine care este istoria locului și cum a decurs restaurarea bisericii. În plus, priveliștea îți taie respirația. Această biserică a fost renovată atât cu fonduri europene, cât și cu bani din bugetul României și al Ungariei. Donațiile private au fost și ele considerabile și multă vreme a stat închisă. Mai bine zis, din 2018 până în anul 2021. 7 milioane de euro a costat atât renovarea interioară, cât și cea exterioară. O adevărată bijuterie gotică de tip hală cu o boltă, vitralii și sculpturi impresionante aflată în centrul Clujului, care este și un important punct de atracție pentru turiștii veniți din toate colțurile lumii. Cele două proiecte impresionante au ieșit câștigătoare după ce au fost jurizate după 5 criterii: calitatea restaurării, transferul de cunoștințe, valoarea europeană, implicarea comunității și impactul pe care l-au avut în media. România câștigă pentru a șasea oară în ultimii 3 ani aceste premii, datorită și publicului. Am avut în ultimii 8 ani 4 premii ale publicului. România este una dintre cele mai premiate țări din cadrul summitului european al patrimoniului. From Romania, out of 12 that we have given in the past, 5 public choice awards it went to Romania. So well done for your mobilization and dedication. Am intensificat toate investițiile în clădirile monument istoric pe care Ministerul Culturii le avea. Am creat programe de investiții noi în patrimoniul construit și de asemenea de construcții noi pe patrimoniu, într-un ritm care nu s-a mai întâmplat până acum. 26 de proiecte din toată Uniunea Europeană au fost selectate în cadrul premiilor pentru patrimoniul european. În total, 5 proiecte vor concura pentru marele premiu de 10.000 de euro, care se va oferi în perioada 6-8 octombrie, în cadrul summitului de la București. Pentru premiul publicului intră în competiție toate cele 26 de proiecte.
România a strălucit pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția din acest an. Pelicula Anul Nou, care n-a fost regizată de Bogdan Mureșanu, a câștigat premiul pentru cel mai bun film la secțiunea Orizonti, dedicată filmelor care reprezintă cele mai recente tendințe estetice și expresive. Acțiunea filmului se petrece într-o singură zi, înaintea Revoluției din 1989. Este primul lungmetraj românesc de debut care a câștigat 4 premii în istoria festivalului. Bogdan Mureșanu este cel de-al doilea artist din istoria filmului românesc care a ajuns și pe lista scurtă a propunerilor de nominalizări la premiile Oscar și este astăzi alături de noi. Bine v-am găsit și vă mulțumesc tare mult în primul rând că ne-ați acceptat invitația. Mulțumesc. Este primul lungmetraj semnat de dumneavoastră, iar da. În cadrul unui interviu acordat chiar la Veneția, spuneați că evenimentele din 89 au fost o revelație pentru dumneavoastră și că v-a fost totodată foarte greu să scrieți acest scenariu. Și aș vrea să dăm puțin timpul în urmă și să aflăm exact povestea filmului, de unde a pornit totul. Da, de la niște amintiri pe care le am din perioada aia, dar după tot felul de alte povești, cum să spun, trecutul e destul de prezent pe lângă noi, oricât am vrea noi să facem, să-l ignorăm, sau, așa încât există oameni care mi-au povestit de pildă despre demolări și de ce arată București așa cum arată acum, istorii de aici și mi-au rămas în capul meu și am încercat să le pun într-un scenariu. A fost greu însă să găsesc o modalitate de a-l face și asta mi-a luat mult timp, nu neapărat să-l scriu. Există vreo parte a filmului care vă este cea mai dragă, să spunem? Da. În mod straniu, cea în care o doamnă, mama unui securist, se pregătește să evacueze casa care urmează să fie demolată, dar nu știu de ce. Probabil că și din pricina actriței care joacă, acolo e vorba despre Emilia Dobrin, este foarte dragă și are un fel de a juca tare straniu, zic eu, interiorizat. Și așa că partea aia, da. Și finalul, că este un final, este un film cu final fericit, este un happy ending. Că tot ați menționat de actori, a fost greu să găsiți actorii potriviți pentru povestea dumneavoastră, să iasă totul fix așa cum v-ați imaginat-o și să iasă fix ca în trăirile pe care spuneați că încă le... Da, sigur că e greu, mai ales că sunt 40 de actori. E greu să-i potrivești, nu neapărat să-i găsești, dar dacă sunt, e vorba despre familie, trebuie să aibă un aer comun, nu mergă altfel. Și împreună cu directoarea de casting, cu Viorica Cap de Fier, care are o experiență uriașă, ne-a luat ceva timp, 2 luni, dar în mare parte toți cei la care mă gândisem și pe care i-am vrut au acceptat, ca să nu zic mai toți, de fapt, dar se întâmplă și să ai revelații în privința unui actor pe care nu-l știi, cum este de pildă Nicoleta Hâncu, este o descoperire. O să... Chiar dacă are experiență, dar până acum n-a avut un rol de tipul ăsta și joacă în film, cred că va fi un soi de, adică un nou nume, va fi un, chiar nu mi-e teamă să zic, un star, o stea, că face un rol extraordinar și o să o vedeți. Cât de mult a durat producția acestui film, de la scrierea scenariului până la regăsirea actorilor și punerea sa în scenă? Vă dau un exemplu doar de ce însemna să-l împachetăm, să-l terminăm. Mă refer la editare. Cred că acolo ne-a luat undeva în martie am terminat, în octombrie, noiembrie era gata. Deci au luat suficient de mult timp încât să știu fiecare replică pe de rost. Ceea ce, da. Și altfel, desigur, perioada de preproducție, mă rog, e un film complicat. Și a durat destul de mult, vreau să, da, intru în detalii aici. Acum, după ce l-ați văzut, da, pus în scenă și a fost aplaudat de altfel minute și minute în șir la Veneția, ați schimbat ceva la el? Nu. E o mirare că l-am terminat, ca să fiu foarte cinstit. Eu n-am crezut că vom reuși în condițiile de subfinanțare din țara asta, pentru că e complicat totul în România. E complicat să termini o șosea mică sau să faci un, în fine, dar aminte, să faci o autostradă, nu știu. Nu vreau să spun că un film este mai greu decât asta, dar pe de altă parte un film este mult mai, totul este concentrat într-o perioadă de timp foarte scurtă.
Și nu sunt nici finanțe și nici... Noi suntem și la concurență cu producții americane care vin pe aici, așa încât este complicat să faci filme în România. Și am pus că e bine uneori să ai dubii în privința, dacă să... Și să fii surprins plăcut. Exact, și să-ți adun toată forța. Este aproape ca la sumo, nu? E bine să fii, să ai niște slăbiciuni înainte de o luptă. Și filmul ăsta a fost ca o luptă, da. Care este cea mai vie amintire a dumneavoastră personal din acei ani pe care ați reușit să-i puneți în scenă în acest film? Chiar ziua respectivă. Da, chiar ziua respectivă. Întâmplarea face că am fost la universitate, deși eram foarte, foarte, eram puști. Aveam 15 ani, dar maică-mea, mama mea, și ne-a luat pe mine și pe sora mea și ne-a dus acolo, nu știu cum. Cred că era ceva în aer, am mai vorbit despre asta, da, era ceva, se simțea un vânt al schimbării, cum au zis cei de la Scorpions un an mai târziu, da, au compus o piesă, Wind of Change. Și cred că era toată, da, atmosfera asta de sfârșit de lume. Și asta, de asta mi-aduc aminte, da. M-a și interesat ziua asta foarte tare, pentru că, într-adevăr, s-a produs o schimbare pe, așa, aproape surprinzător, deși cumva era pregătită. Dar ce s-a petrecut acolo în zilele alea a venit aproape de nicăieri, cum spun. Sau asta era părerea, pentru că oamenii se obișnuiseră, după 40 de ani de comunism, se obișnuiseră să trăiască așa. Sunt curioasă să aflu și cum a fost experiența de pe covorul roșu de la Veneția din acest an pentru dumneavoastră. Asta a fost altă zi neobișnuită, pe lângă ziua pe care am trăit-o, pe lângă zilele astea din filmare, ziua în care, a fost mai multă de fapt, ziua în care noi am prezentat delegația noastră, delegația filmului, a prezentat filmul acolo, în premieră, într-o sală de 1400 de locuri, care era plină. Normal, noi nu avem așa ceva, o sală atât de mare de cinema în România, așa că și asta a fost, a creat așa un soi de impresie, de magnitudine. Dar când s-a terminat filmul și au aplaudat în picioare cei 1400 de oameni, nu ne-a venit să credem. Și atunci aia a fost prima bucurie imensă, când faci ceva și există dialogul ăsta, receptarea asta. Da, e ca un cadou care ți se face. Iar după treaba cu covorul roșu, da, e din nou, este când în fața ta este Kevin Costner, când mai încolo Pedro Almodovar și Isabel Huppert, nume pe care le știi din alt tip de context, din reviste, de cinema, din filme, din conversații. Giuseppe Tornatore, un autor care mie îmi place foarte tare, mi-aduc aminte de un film de-al lui, Cinema Paradiso, și era câțiva metri mai încolo. Plus mulțimea de fotografii, o imagine pe care n-am mai văzut-o niciodată, adică n-am văzut-o așa aproape. Copleșitoare. 400 de aparate de, cam așa cred că erau, da, de fotografie, care se îndreptau către tine ca un ochi gigantic, da, ca un animal așa monstruos. A fost neobișnuit, o să țin minte și pe asta, da. 1400 de oameni au aplaudat minute în șir la Veneția, da, acest film, dar sunt curioasă, cum credeți că ce impact credeți că va avea pentru asupra publicului din România? Până acum, proiecțiile pe care le-am avut noi ca avant-premieră și, în fine, au fost mai multe proiecții, toate au fost sold out și cred că va fi bine. Uneori spun, și dacă un singur spectator străin de lumea ta, străin de prietenii tăi, de familia, deci cu totul din altă parte, un singur spectator vine să-ți vadă filmul într-o seară ploioasă, uneori n-aș face asta, atunci e mare lucru. Și dacă intră și într-un dialog cu ce ai făcut tu, asta este aproape o primă, că toți suntem la Prima TV. Și s-a întâmplat asta deja în Sibiu, unde am fost eu, și chiar era o seară ploioasă și 270 de spectatori erau acolo și au și rămas la Q&A-uri și le mulțumesc. Și în multe alte săli, am înțeles, n-am fost în toate eu, dar la Timișoara, de pildă, probabil că a fost o proiecție specială, pentru că se vorbește mult despre Timișoara și curajul timișorenilor în film. Așa că și acolo am înțeles că a fost o atmosferă de tipul ăsta. Și de curând, în cadrul Festivalului Internațional București, a fost o proiecție în care, la fel, ceva a fost minunat și inexplicabil în seara
la Mețele, la Muzeul Țăranului Român. Da. Cu ce ar trebui să rămână generația nouă din acest film? Ce ar trebui să învățăm noi și să înțelegem din el? A, e o întrebare, da, dificilă. Cei care n-am trăit acea zi așa cum... Da, da, da. Dar nu este neapărat despre comunism filmul ăsta. E mai curând despre niște destine mărunte, obișnuite, într-o zi aparte. Așa încât oricine cred că se poate relaționa, poate avea vreo legătură, niște puncte de sutură cu poveștile de aici. Pentru că sunt niște povești umane, povești care se întâmplă recurent în relație soacră, noră și așa mai departe. Bănuiesc că ce s-a întâmplat la Veneția poate fi replicat într-o măsură mai mică și aici. Bine, nu ne așteptăm la mereu la aplauze, că nu e cazul, dar la înțelegerea poveștilor nu cred că poate fi vorba despre o vreo barieră de vârstă sau de limbă sau de cultură. Asta e părerea mea. Cu ce, da, cum ne mai surprindeți? Ce urmează? O animație pe care o voi termina după mulți, mulți ani și care mi este foarte dragă. Am avut timp să mă atașez de ea. Da. E vorba despre Magicianul și o să iasă la anul și are loc în Sulina, un loc extrem de drag. Toată delta aia mi este dragă. În Sulina în 1910, dar mai multe nu pot să zic, că nu sunt critic de film și deci nu dau spoilere. Vă mulțumesc tare, da, tare mult pentru discuție. Felicitări încă o dată mulțumesc, pentru absolut mulțumesc tot tare și mult. Mulțumim tare mult că ați fost astăzi alături de noi. Mulțumesc! Exact ca în fizică, cu a ei legea atracției universale, destinul unui profesor de 78 de ani din Suceava continuă pe băncile școlii. El a predat 51 de ani, s-a retras, dar lipsa dascălilor tineri i-a determinat pe superiorii să-i roage să revină la catredă. Este o criză cu care se confruntă întregul sistem de învățământ din România. Profesorul Costan a fost primit cu mare bucurie. Este unul dintre dascălii cu reputație în întreaga țară și tot timpul s-a lăudat cu elevii săi olimpici. Forța datorită căreia corpul revine pe poziția de echilibru. Cum se cheamă? Forță de revenire. Și aceeași forță de revenire a avut-o și domnul profesor Costică Costan. Chiar dacă a împlinit 78 de ani, inspiră siguranță și impune respect. Cariera și-a început-o în 1974 și a fost fără pată. De atunci și până acum, viața mea a însemnat Ștefan cel Mare. Deci în vară eu am împlinit 50 de ani de când predau în învățământ și mi-am zis, domnul director, domnule, 50 de ani de acum cam ajunge. Mă simt bine, încă capul meu limpede, trupul și destul de sănătos. Iar după o viață dedicată elevilor, profesorul de fizică își făcuse planul pentru anii de pensie. Directorul colegiului i-a dat totul peste cap, iar după începerea noului an școlar, atunci când a văzut că nu are dascăl pentru una dintre cele mai complexe discipline, l-a sunat și l-a rugat să se întoarcă la catedră. Domn profesor este un simbol al școlii, seniorul cancelarii și are un palmares de invidiat de orice profesor, de orice disciplină. Dumnealui a încercat să se retragă, am insistat să rămână cu noi, pentru că are experiență, are rezultate și are impact deosebit la orele pe care le susține. Numai ochi și urechi, așa sunt elevii în timpul orelor de curs. Au și de ce. Mulți profesori l-ar invidia pentru reputația pe care o are. Deci aici e tablou cu olimpicii internaționali. Și acolo, dacă vă uitați, 1, 2, 3, 4, 5, scrie Costan Costică. Deci la olimpiadele internaționale. Dumnealui are un mod de predare foarte explicit, adică noi putem să înțelegem foarte ușor de la el cum se aplică anumite principii. Este un câștig pentru noi și pentru dumnealui, desigur, că a rămas la catedră. Domnul profesor este un om minunat și ne bucurăm în fiecare zi că avem oportunitatea să ne predea fizică, pentru că pentru noi este o oportunitate foarte mare să învățăm o materie
puțin mai dificilă de la un om cu atât de mare experiență în domeniu și cu rezultate atât de mari. Nu de puține ori, profesorul se întâlnește în cancelarie cu foștii lui elevi, deveniți la rândul lor profesori. Și culmea este, deci, că fosta mea elevă și la pensie, eu am prevăzut. De fapt, am și glumit atunci, am zis că dacă fosta mea elevă și la pensie, poate mă gândesc și eu totuși. Cei care se descurcă la aceste obiecte nu aleg cariera didactică, ci aleg cariere mult mai bine plătite. Din păcate, asta este. A fost profesorul meu preferat, deci chiar a fost profesorul meu preferat. În momentul în care am pășit pe treptele colegiului Mațelul Ștefan cel Mare în 2017, îmi tremurau puțin picioarele pentru că e extrem de emoționant să fii profesor acolo unde ai fost elev. Împărțim cancelarea acum, la început cu emoții, cu timiditate și acum, pentru că în continuare pentru mine rămâne domnul meu profesor de fizică. Învățământul românesc se confruntă de mai mulți ani cu o criză acută de dascăli. În România și nu numai, este o criză serioasă a educației. Da, care are mai multe componente. O criză a resurselor umane, mai ales la disciplinele științe ale naturii, să zicem, fizică, chimie, matematică. La disciplina fizică, în acest an școlar, am avut un deficit de profesori, în sensul că în mișcarea personalului didactic s-au prezentat 8 candidați, iar necesarul de norme pentru a fi acoperite a fost de 20. Nu am putut acoperi din mișcarea personalului didactic normele scoase la concurs sau pe catedre rezervate și am apelat la soluția distribuirii în regim de plata cu ora a orelor de fizică sau rechemarea de la pensie a unor profesori. Potrivit Institutului Național de Statistică, la nivel național, peste 30% dintre profesori au împlinit deja vârsta de 50 de ani. 6800 dintre ei sunt deja pensionari, dar continuă să predea. Grecia declară război proprietarilor care își închiriază locuințele cu ziua prin platformele de profil. Aceștia vor fi obligați să plătească taxe mult mai mari. S-a recurs la această strategie deoarece populația se trezea în situația de a fi evacuată din casele închiriate pe termen lung, pentru că proprietarii câștigau enorm în timpul verii dacă își dădeau locuințele turiștilor. Mai mult, cei care fac contracte de închiriere pe termen lung primesc beneficii, cum ar fi impozite mult mai mici. E de așteptat ca în acest sezon, care tocmai se încheie, Grecia să înregistreze venituri record de peste 22 de miliarde de euro doar din turism. Grecia se alătură țărilor care interzic acordarea de noi licențe pentru închirierea de apartamente pe termen scurt. În Atena, interdicția va dura cel puțin un an și va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025. Localnicii s-au plâns că nu-și mai permit costul chiriilor. Mai mult, autoritățile locale din Atena vor oferi stimulente proprietarilor care trec la chirii pe termen lung. Έψαχνα σπίτι για 8-9 μήνες και κατέληξα σε αυτό που είμαι τώρα γιατί έπρεπε να αφήσω αυτό που ήμουν. Στο δίνω για ενίκιο 9 μήνες το χρόνο, ας πούμε, τόσο. Το καλοκαίρι εγώ το θέλω για Airbnb. La multe alte destinații turistice populare din Europa, anul acesta Grecia caută să găsească un echilibru între o industrie profitabilă și necesitățile localnicilor afectați de lipsa locuințelor. Έχει διαπιστωθεί αφενός ότι λειτουργεί με έναν τρόπο ως παραξενοδοχεία. Και αφετέρου ότι υπάρχουν και πάρα πολλές κοινωνικές πιέσεις. Impozitul zilnic pentru închirierile pe termen scurt a fost majorat de la 1,5 euro la 8 euro. Το Υπουργείο Τουρισμού θα νομοθετήσει κάποιες μίνιμουμ λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας, έτσι ώστε εκτός όλων των άλλων να μπορεί να υπάρχει και ένας έλεγχος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει καν έλεγχος στη βραχυχρόνια μίσθωση. Έχουμε και εμείς από Airbnb, ακόμα και στην περιοχή που μένω έχουμε πάρα πολλά Airbnb. Οπότε φυσικά κάποιος θα κοιτάξει να έχει πολύ πιο άμεσα, πολύ μεγαλύτερο κέρδος. Θεωρώ ότι υπάρχει τρομερή εκμετάλλευση, διότι υπάρχει στεγαστική κρίση αυτή την περίοδο, ίσως και χρόνια στη χώρα μας, ειδικά
O altă măsură pentru a face față turismului excesiv este impunerea taxei de 20 de euro pentru vizitatorii de pe navele de croazieră în insulele Santorini și Mykonos în timpul sezonului de vârf. Grecia se află în top 10 cele mai populare destinații turistice din lume. În 2023 a înregistrat venituri din turism de 20,6 miliarde de euro, iar anul acesta vor trece de 22 de miliarde. Un tânăr de 16 ani din Arabia Saudită a primit o inimă nouă cu ajutorul chirurgiei robotice, fără ca medicii să recurgă la operația clasică în care se deschide toracele, așa cum se face de obicei în astfel de situații. Pacientul este un băiat de doar 16 ani care suferea de insuficiență cardiacă în stadiu terminal. O echipă de medici de la un spital din Riyadh a făcut istorie. Într-o intervenție de doar 2 ore și jumătate, Ryan, un băiat de doar 16 ani, are o nouă șansă la viață. Înainte de operație, chirurgii s-au pregătit cel puțin 2-3 săptămâni înainte de intervenția în sine. Echipa medicală a repetat procedura de aproape 7 ori consecutiv timp de 3 zile înainte de a o efectua pe pacient. بعدين طبعا قرروا انه ريان علاجه زراعه قلب وانه راح يكون على القائمه قائمه الزراعه حتى يعني الله سبحانه وتعالى ييسر متبرع يعني قبلها بيومين تقريبا. جابوا لي الأوراق إنه راح تكون العملية بالريبوت. Medicii au decis însă că băiatul o să aibă nevoie de un transplant de inimă, iar Ryan va rămâne pe lista de așteptare până se va găsi un donator compatibil. Alhamdulillah, أول شيء العملية كلت بالنجاح وكانت سريعة جدا. ما كان في أعراض خلال العملية أو بعد العملية. Pacientul se recuperează acum fără semne de complicații semnificative. Rapperul american Puff Diddy a fost arestat săptămâna aceasta la New York după ce mai multe femei au susținut că le-ar fi agresat sexual. Procurorii americani nu au dat detalii cu privire la acuzațiile la adresa cântărețului, însă au confirmat că acesta a fost arestat. Puff Diddy, din vârstă de 54 de ani, este descris de victime drept un prădător sexual violent care folosea alcoolul, dar și drogurile pentru a obține supunerea lor. Din noiembrie 2023 și până acum, acesta are pe numele său 9 plângeri de agresiune sexuală. Una dintre acestea este depusă chiar de fosta sa iubită. Revenim cu a doua oră din Bineînțeles, imediat după o scurtă pauză. Rămâneți cu... Specialiștii din bănci trag un semnal de alarmă. Numărul fraudelor online a crescut covârșitor în ultimele luni. Din ce în ce mai mulți români cad plasă înșelătoriilor dintr-un final, iar în final rămân fără banii cont. Excrocii folosesc o mulțime de modalități pentru a înșela pe români. Utilizează tehnologia deepfake, copiază adresele de mail ale băncilor sau chiar trimit mesaje oamenilor direct pe numărul lor de telefon personal. Seniorii sunt primii care le cad în plasă. Un bărbat de 74 de ani din județul Alba a fost contactat prin telefon la începutul anului de niște necunoscuți. Aceștia i-au promis un plan de investiții de pe urma căruia ar fi câștigat mulți bani. Bărbatul a căzut în plasa excrocilor care i-au instalat pe telefon o aplicație prin care aceștia au ajuns să-i controleze dispozitivul. În doar câteva momente, bătrânul s-a trezit cu 94.000 de lei furați din contul de economii. În România, cele mai întâlnite tipologii de fraude sunt phishing-ul, fraudele legate de investiții care folosesc inclusiv tehnologia inteligenței artificiale și spoofing-ul. Phishing-ul înseamnă culegerea de date sub orice formă, în sensul în care utilizatorul poate să primească un e-mail cu un link la care îi se solicită să completeze datele fie de pe card, fie parola și username-ul de la internet sau mobile banking. Am auzit de la vecini că au căzut, da. Excroci. Am auzit. Și au pierdut mulți bani, vă mai duceți aminte? Da, nu au vrut să-mi spui suma, dar clar că regretă. Chiar mătușa mea m-a sunat la un moment dat pentru o chestie din asta. O reclamă că investești 1.000 de lei, primești 10.000 de lei pe lună doar din această investiție.
Excrocii au încercat să-i fure banii și lui Eugen când a postat pe net un anunț cu vânzarea unui obiect. Imediat mi-a răspuns o persoană cerându-mi datele cardului, inclusiv și acel cod secret. Și imediat mi-am dat seama că este o scamătorie și nici măcar nu are cum să-mi achite produsul în contul meu bancar prin intermediul datelor mele personale. Deci imediat l-am blocat și raportat. Sunt o mulțime de modalități prin care oamenii pot fi înșelați. Tehnologia deepfake, printr-un e-mail fals venit din partea băncii, un mesaj pe WhatsApp sau chiar pe mesageria telefonului. Excrocii din online au devenit extrem de creativi, motiv pentru care oamenii trebuie să fie extrem de vigilenți. Specialiștii bancari trag un semnal de alarmă și le spun oamenilor să nu cumva să-și divulge datele bancare, pentru că sunt confidențiale. Totuși, dacă cineva cade în plasă, trebuie să sune rapid la bancă și poliție. Trebuie să apelăm banca, să spunem că am cedat din greșeală datele sau orice altceva ni s-a întâmplat și să solicităm să blocheze accesul la cont și în cazul în care e fraudat cardul, în sensul în care fraudatorii au acces la datele cardului, să reemitem cardul. Autoritățile le recomandă oamenilor să fie foarte vigilenți în cazul anunțurilor care promit câștiguri mari într-un interval scurt de timp. Ne dorim aer curat, spații verzi în care să ne plimbăm, dar sufocăm natura cu deșeuri. Deși mai nou există Sistemul Național de Garanție Returnare, în toată țara, pe câmpuri, în păduri sau chiar în lacuri, se găsesc tone de deșeuri din plastic. 60% dintre români spun că sancțiunile sunt cele care ar putea schimba situația. Acestea există însă, dar nu sunt puse în aplicare. Ceea ce vedeți în spatele meu e o realitate care nu se regăsește doar aici în București, ci peste tot în țară. Datele arată că reciclăm în România doar 30% din plasticul folosit, iar restul ajunge în gropile de gunoi sau și mai rău, în natură. Nu e de mirare că în Europa suntem pe ultimul loc la reciclare. Din 300 de kilograme de deșeuri produse anual per locuitor, doar 36 sunt reciclate. ONG-urile care se ocupă de strângerea deșeurilor din natură adună anual tone de gunoaie și spun că o treime dintre acestea sunt din plastic. Cel mai des le găsesc în zonele unde oamenii fac grătare sau plimbări în aer liber. Deșeuri încă mai sunt pe teren, chiar în păduri, cum se merge spre mănăstiri, sunt foarte multe deșeuri care sunt aruncate. Lumea este informată că nu e ok cum găsesc după ce termină, de exemplu, un picnic, dacă merg pe teren, sunt. Din totalul deșeurilor aruncate, 40% sunt ambalaje din plastic, pe care oamenii ar putea foarte bine să le valorifice. Chiar dacă în România recent s-a implementat acest sistem de returnare și de preluare a unei garanții, pentru PET-uri în special, încă avem foarte mult de lucru și am observat că la nivelul naturii, ca să spun de fapt ce ne doare mai mult, nu se vede o îmbunătățire foarte bună. Întrebați de ce cred că unii aruncă gunoaie în natură, cei mai mulți români cred că acestora nu le e teamă de ce ar putea păți dacă sunt prinși. Sancțiunile există, nu prea există infrastructură pentru a se aplica și metodă de a se verifica aceste lucruri. Sunt localități care încă nu au serviciu de salubritate sau localități în care există serviciu de salubritate, dar oamenii nu își permit sau nu vor să-l plătească. Dincolo de gunoaiele aruncate în păduri sau pe câmpuri, nici apele nu sunt mai curate. În medie, sectorul românesc al Dunării transportă în fiecare an aproape 100 de tone de plastic. Un om înghite 2 pungi de polietilenă pe an, prin intermediul microplasticului care este prezent în apă, spune un studiu efectuat de Universitatea Portsmouth din Marea Britanie. Este foarte îngrijorătoare această cifră, cu atât mai mult cu cât polietilena, substanța în cauză, a fost întâlnită în 86% din probele de apă recoltate de-a lungul Dunării, de la intrarea în țară și până în delta. Prezența plasticului în ape este periculoasă atât pentru sănătatea oamenilor, cât și pentru cea a animalelor acvatice. Activiștii de mediu spun că autoritățile ar trebui să se implice mai mult, iar legile să fie mai clare și mai dure. Malurile sunt considerate ale nimănui. Autoritatea locală nu are capacitatea să se implice în salubrizarea malurilor și apelor, iar Apele Române este o instituție care nu are în atribuțiile sale acest domeniu. Suntem într-un vid aproape legislativ.
colectiv în care nimeni nu își asumă această problemă care este generalizată la nivel național. Unul din 7 români crede că deșeurile din plastic aruncate în natură sunt o problemă majoră în România, însă lasă organizațiile de mediu și autoritățile să o rezolve. Este alături de noi prin telefon domnul Florin Grădinariu, președintele Asociației Biosilva. Bună ziua și vă mulțumesc tare mult că ne-ați acceptat invitația și că sunteți alături de noi astăzi. V-am văzut în materialul anterior, spuneați în primul rând cât de important este să facem cu toții aceste demersuri și vreau să vă întreb cum ați luat dumneavoastră decizia să faceți asta, să înființați un ONG care să se ocupe cu ecologizarea naturii. Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. Asociația Biosilva a fost înființată încă din anul 2008, iar de atunci avem foarte multe campanii de conștientizare, în primul rând, dar și acțiuni concrete asupra celor care nu respectă legislația în domeniul mediului și aruncă deșeurile chiar la întâmplare, de multe ori distrându-se pe această seamă sau chiar mai grav lăsându-le în soarta celor care vin și strâng aceste deșeuri, aceste gunoaie. Campania Let's Do It Romania, care tocmai a avut ieri o nouă ediție, care a adunat peste 200.000 de voluntari la nivel național, a avut un rol și are în continuare un scop foarte bine definit și acela de a conștientiza această problemă la nivelul întregii populații a României și în special în a educa pe toată lumea că consecințele pot fi foarte grave asupra mediului dacă aceste deșeuri rămân în natură foarte mult timp. Câte tone de deșeuri ați strâns anul trecut? De la un an la altul, discutăm despre 14 ani de implementare a acestei campanii în România, am văzut, din fericire, o îmbunătățire sau un număr tot mai mic de saci colectați și cât mai puține tone, dar la nivel național s-au strâns peste 100.000 de saci efectiv de gunoaie în toate județele din România. Se strâng anual foarte multe tone, n-aș putea să zic o cifră exactă, decât după centralizarea multor date pe care le vom primi din toate județele țării. Dar se vede că această campanie dă roade și chiar dacă avem un număr tot mai mare de voluntari în fiecare an, reușim să strângem din ce în ce mai puține deșeuri. Dar atenție, acest număr de saci pe care totuși îl strângem este la o cifră destul de îngrijorătoare. Adică ne bucură că este din ce în ce mai puțin, dar tot foarte mult la nivelul la care ar trebui să fim. Ați menționat despre voluntari și sunt curioasă să aflu dacă există deschidere din partea noastră să facem aceste acțiuni și cât de doritori sunt oamenii să vi se alăture. Există deschidere, în special în rândul copiilor, al elevilor, al cadrelor didactice, pentru că în fiecare an această campanie se organizează cu ajutorul Ministerului Educației, Ministerului Mediului, prin inspectoratele școlare, prin personalul silvic de la direcțiile silvice din teren. Există foarte mulți voluntari care se implică și asta ne bucură. Problema este că dacă această campanie nu promovează foarte mult această educație în rândul tinerilor și nu este preluată și de către adulți, pentru că din punctul meu de vedere aici este problema cea mai mare. Spunea colegul meu Daniel Lungu mai devreme că, într-adevăr, în zonele de picnic, în marginea pădurilor, în zona mănăstirilor, pentru că noi suntem de aici, din Bucovina, în zonele de interes turistic, acolo se găsesc cele mai multe deșeuri aruncate și asta arată, într-adevăr, o mare parte a educației pe care unii o au atunci când lasă aceste deșeuri. S-a schimbat ceva de când România a început să strângă sticlele de plastic pentru a-și lua înapoi acea taxă pe care o plătim pentru ele? Din punctul meu de vedere, prea puțin. Din păcate, cred că această campanie trebuie să se deruleze pe următorii ani și cred că abia peste un an, doi sau chiar trei vom putea vedea rezultate concrete. Ceea ce trebuie noi să facem ca și activiști de mediu, ca și ONG-uri din domeniul protecției mediului, ceea ce trebuie să facă toți cetățenii și în special societatea civilă din România, este să dea exemple negative
și într-adevăr să arate, chiar dacă nu este foarte frumos, să arate cu degetul spre cei care lasă la voia întâmplării deșeurile și poate și le strâng singuri, și trebuie să înțeleagă că singura soluție pentru a reuși să avem rezultate în această campanie de colectare și de strângere a deșeurilor, în special cele din plastic, sunt într-adevăr sancțiunile care trebuie aplicate. Atât de autoritățile locale, fiecare OAT are dreptul prin legislație să aplice sancțiuni acolo unde este cazul, dar cât și de către instituțiile din acest domeniu și în special Garda Națională de Mediu. Cum vi se nu par? Avem cum să ajungem la alte rezultate fără aceste soluții. Cum vi se par, cum vi se pare legislația pe care o avem în acest moment în vigoare în România referitoare la deșeurile aruncate în natură? Eu cred că avem legislație care să ajute în stoparea acestui fenomen. Din păcate, nu este pusă în aplicare corespunzător. Și aici discutăm despre sancțiunile de care vă spuneam. Fiecare primar, la nivelul fiecarei localități, are posibilitatea de a sancționa prin intermediul primăriilor acei cetățeni care aruncă deșeurile la voia întâmplării. Și pot stabili sancțiuni prin hotărârea consiliilor locale. Dacă vă uitați, există foarte multe localități în România care au afișate pancarde cu aruncarea deșeurilor este strict interzisă, sancțiune de la o sumă la o altă sumă. Acest lucru cred că ar trebui să se regăsească în toate localitățile, dar și aceste sancțiuni să se pună în aplicare o dată, de două ori, de trei ori, până când toți cetățenii vor înțelege că trebuie să respecte mediul înconjurător în primul rând și pe ei și copiii lor, pentru că asta înseamnă sustenabilitatea, a păstra un mediu sănătos. Da? Păstrăm pentru noi, dar și pentru copiii copiilor noștri. Ar trebui să implicăm mai mult pe cei mici în astfel de acțiuni? Cu siguranță. Pentru că cei mici pot fi un exemplu pentru comunitățile noastre, în special cei de școlari și preșcolari, pentru că ei pot discuta cu părinții, cu cei mai mari, cu adulții și pot să le spună că pentru ei este important să trăiască și ei într-un mediu sănătos, așa cum considerăm că trăim și noi astăzi. Întotdeauna aceste campanii care implică foarte mult copii au un efect benefic asupra societății și pot fi un exemplu de urmat și un exemplu pentru a aduce rezultatele acolo unde ne le dorim noi, cât mai puține deșeuri în natură. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. În România, infecțiile cu HPV sunt responsabile anual de peste 3300 de noi cazuri de cancer de col uterin. Vaccinul, spun medicii, este singura soluție pentru a preveni infectarea. În Iași se va deschide un cabinet de vaccinare împotriva HPV. Este primul astfel de cabinet din afara Bucureștiului, iar cei care vor să se imunizeze se pot înscrie pe site-ul Institutului Regional de Oncologie Iași. Vaccinul este gratuit pentru fetele și băieții între 11 și 18 ani și compensat 50% pentru femeile care depășesc vârsta de 19 ani. În România, vârsta la care pacientele ajung să fie diagnosticate cu cancer de col uterin a scăzut. Fete între 20 și 30 de ani primesc diagnosticul crunt. De cele mai multe ori, boala este rezultatul infectării cu anumite tulpini, cu risc înalt ale virusului HPV. Riscurile sunt de a-ți pierde capacitatea fertilă, de a face un cancer care uneori nu este tratabil, iar combinația lipsei de vaccinare și lipsei unui program de screening care să fie funcțional la nivel național și o conștientizare a unui proces de screening duce la decese și la un grad de handicap important, care poate fi prevenit. Ginecologii trag un semnal de alarmă și spun că, din păcate, cele mai multe femei ajung la spital când stadiile cancerului de col uterin sunt avansate. Riscuri nu sunt doar pentru femei. Infecția cu HPV poate fi făcută de oricine. La fete se cunoaște că implică apariția cancerului col uterin, nu favorizează, ci chiar îl determină. La băieți sunt în principal cancerele de orofaringe, limbă, buză, care au un prognostic extrem de prost și cu tratamente extrem de complicate. Cancer de col uterin se moare. A vaccina un copil, un tânăr mai ales, împotriva acestei infecții înseamnă să-i dai o șansă de a nu muri într-un mod care este prevenibil. În acest moment, vaccinarea este singura soluție pentru a preveni cancerul. Rolul vaccinării nu este mâine, adică nu veți obține un rezultat al vaccinării
prin scăderea incidenței cancerului de coluterin. Dacă pacienta se vaccinează azi, mâine înseamnă că în țară nu vom avea cazuri de coluterin. Dar vaccinarea la adolescente va preveni ca pacienta adultă să nu mai ajungă la tot ceea ce înseamnă bolile care sunt date de HPV. În Iași se va deschide primul cabinet de vaccinare împotriva HPV din afara capitalei. În București există deja două. Cabinetul se află la centrul de screening din cadrul Institutului Regional de Oncologie, unde totul a fost pregătit ca la carte. Pot să lucrez 354 de probe odată. Bineînțeles că tot las, el își pipetează, după care pun iar următoarele probe. Cei care vor să se imunizeze trebuie mai întâi să aibă o prescripție medicală de la medicul ginecolog sau cel de familie. Apoi se pot înscrie pe site-ul institutului, unde vor fi programați. În ziua vaccinării cu rețeta, trebuie să meargă la o farmacie de unde își vor cumpăra prima doză. Din decembrie anul trecut, vaccinul împotriva HPV este gratuit pentru fetele și pentru băieții cu vârste cuprinse între 11 și 18 ani și compensat cu până la 50% pentru femeile între 19 și 45 de ani. Să-și achiziționeze din farmacie cu maxim 60 de minute înainte de prezentarea la vaccinare într-un recipient termoizolant pentru a transporta vaccinul în siguranță. În cazul copiilor, aceștia trebuie să fie însoțiți de un părinte în ziua imunizării. Nu m-am vaccinat, nu. E prevalența foarte mare pe primul loc, din păcate. Am auzit, da. Am un băiețel care l-am vaccinat. Prima doză și urmează următoarea doză. De ce l-ați vaccinat? Tot așa, de HPV-ul ăsta. Cine v-a spus, ce v-a recomandat? De ce ați medicul de familie, v-a zis că e foarte bun. Aș sfătui totuși să vaccineze pentru boală, pentru virus. E important, nu? E foarte important, da. Să stai așa cu stresul că ai virusul și să nu mai poți face nimic, asta este. În fiecare an, în țara noastră, peste 1000 de femei mor din cauza cancerului de coluterin. De la 1 ianuarie, românii vor plăti mai mult pe haine. De această dată este vorba despre o nouă taxă pentru reciclarea deșeurilor textile, care le va fi impusă tuturor producătorilor de articole vestimentare. Taxa va fi transferată în prețul de la raft. În plus, populația va trebui să colecteze separat hainele și materialele textile vechi. Măsura vine ca urmare a directivelor europene și are ca scop reducerea poluării. Industria textilă este una dintre cele mai mari surse de poluare la nivel global, depășind cu mult plasticul. Am abordat subiectul la Focus. România trebuie să ia măsuri pentru a minimiza impactul deșeurilor din mediu. Până la începutul anului viitor, primăriile vor fi cele care trebuie să dezvolte o infrastructură eficientă de colectare. Majoritatea cantității de deșeu textil pe care reușim totuși să o colectăm în țara noastră ajunge la groapa de gunoi și ia drumul valorificării energetice. Primăria de la 1 ianuarie are obligația, când se uzează și vrem să scăpăm de ele, să ne dea o locație unde să putem face treaba asta. Unele vor colecta de la domiciliu, altele vor pune niște containere stradale, altele vor face o combinație de ambele variante. Deșeurile respective, în cel mai bun caz, ajung la fabrică de ciment, unde vor fi coincinerate ca să obțină energie din ele, sau, dacă nu, ajung la groapa de gunoi. România reutilizează și reciclează mai puțin de 10% din deșeurile textile. Potențialul este de 30% dacă ar exista o colectare selectivă corectă. În București există deja câteva pubele unde poți duce îmbrăcămintea, dar și încălțămintea veche. Colectarea separată a deșeurilor textile va fi în curând obligatorie în toate statele europene. În Franța deja se întâmplă, iar de la 1 ianuarie 2025 și noi va trebui să reciclăm hainele vechi pe care nu le mai purtăm în astfel de pubele. În România, anual, se produc 160.000 de tone de deșeuri textile, din care reciclabile sunt un procent de 6-10%. Nu doar hainele aruncate la întâmplare sunt o problemă, atenționează specialiștii în protecția mediului. România e văzută și drept groapa de gunoi a Europei. În fiecare lună, cantități impresionante de textile la mâna a doua intră la noi în țară. România nu reciclează nimeni textil. Ce fac alte țări însă mult mai bine decât noi, organizează foarte bine partea asta de colectare de
materiale, de produse care sunt încă în stare de folosire, chiar dacă nu sunt noi, și decât să le pună pe foc, mai bine le trimit în țări ca România sub formă de produse second hand. Industria second hand a resimțit creșteri majore în ultimii ani. Mihai deține un astfel de magazin de 7 ani și spune că în fiecare an cererea și clientela se dublează. Produsele din astfel de magazine vin din fabrici, unde sunt curățate și igienizate pentru a diminua riscul transmiterii virusilor. Când noi achiziționăm de la depozite, dar depozitele la rândul lor au în spate un alt șir, și anume de la efectiv cum aruncă omul în pubelă în Occident hăinuța, până când trece printr-un proces mai select de triaj. Ele vin însoțite și de un certificat care atestă faptul că ele sunt igienizate, curățate și pot fi imediat purtate. Producătorii de textile vor avea un rol esențial în gestionarea deșeurilor și tot ei își vor asuma costurile pentru producerea sistemelor de reciclare. Și gusturile consumatorilor s-au schimbat. Suntem mult mai atenți și selectivi la materialele din care sunt confecționate produsele vestimentare. Clientela preferă anumite tipuri de materiale, cașmir, bumbac, in, adică mulți dintre ei nu mai caută acele poliesteruri sau poliamidă în compoziție, preferă materiale naturale care se împacă bine cu pielea. Pe lângă obiectele vestimentare se vor colecta și lenjerii de pat sau covoare. Impactul asupra mediului este uriaș. Ca exemplu, doar producerea unei perechi de blugi consumă aproape 3 tone de apă. Deșeurile textile din substanțe organice, cum ar fi inul, cânepa, bumbacul, poluează mult mai puțin decât cele din fibre textile, dar problema este că, în general, deșeurile textile sunt un amestec între fibre organice și cele sintetice și, din cauza asta, avem o rată a poluării destul de mare. Fibrele sintetice au diametre foarte, foarte mici, se descompun mult mai repede decât bucățile de plastic, decât un pet sau orice altceva. Odată cu implementarea acestor măsuri, prețul hainelor va crește. Creșterile vor fi justificate de producători prin costurile suplimentare pentru colectarea, reutilizarea și reciclarea materialelor textile. Aproape 1 milion de turiști străini veniți în România în prima jumătate a anului au cheltuit aici 30 de miliarde de lei, arată statisticile INS. Specialiștii spun însă că sumele ar fi cu mult mai mari. Asta pentru că mulți aleg să stea în camerele închiriate la negru sau de pe diferite platforme și în acest fel statul nu are o evidență clară a impozitelor care îi se cuvin. Peste munți, peste ape. România a devenit tot mai atractivă pentru străini. An de an, numărul celor care vin să ne viziteze este tot mai mare. Evident, asta aduce sume considerabile în bugetul statului. The more we are going, we think about to extend our day. How long have you been here? 7 days. And how long do you want to stay more? 7 years. We already spent almost 2000 euro. Just for us, you know, food, car, shopping. Yeah, we think to spend more money if we are seeing something interesting. I've taken out £100 cash, so I don't know what that is in lei, maybe around like 500, 600. Yeah, exactly. Yeah, but I'm really not sure, like, because I wasn't really sure how expensive things were or whatever, but so far it's been really affordable. I'm just in a hostel tonight. We stay like all the week. We come back from the mountain yesterday. For see the beautiful mountain around, yeah, exactly, Brasov. We are in hotel, yeah, 700. 700 euros? Yeah, in total. Eat, food, party. Aproape 60% dintre turiștii străini care au sosit în România în primele 6 luni ale acestui an au venit pentru călătorii de afaceri, în timp ce doar 44% au venit pentru a ne vizita țara. Deși cei mai mulți dintre aceștia aleg să stea la hotel sau la hostel, există și unii care preferă să închirieze apartamente. Și asta pentru că este mai ieftin, îi scutește atât pe ei cât și pe proprietari de unele taxe. Chiar dacă numărul turiștilor este în creștere, specialiștii spun că nu neapărat sumele încasate de stat sunt proporțional de mari. De vină este turismul nefiscalizat. Undeva la spre 30% poate să fie din ceea ce înseamnă turism în România. Acest turism care se duce către tot felul de apartamente, fără să fie veniturile
declarate. Toate apartamentele astea ar trebui să fie anunțate la Ministerul Turismului și în același timp la ANAF, doar că nu se întâmplă așa. E o zonă cu foarte mulți bani și o zonă cu foarte multă inechitate. Soluția este una simplă. Un lucru esențial pe care noi toți românii ar trebui să-l facem peste tot în România este să cerem bon fiscal sau factură, indiferent ce facem. Dar aici sunt două aspecte. A păcăli platforma, adică renunț ca să nu mai plătesc eu comision, și după aia avem a păcăli statul. O să vină o directivă europeană care obligă toate platformele de gen Airbnb să anunțe tot ce se întâmplă. De astfel de situații s-a lovit și Titus, care a venit în capitala noastră tocmai din Statele Unite în scop de afaceri. I've been saving roughly about, I would say, 100 euro a month by staying at Airbnbs instead of booking an actual long-term apartment. Chiar dacă a economisit mult, a dat peste câteva obstacole atunci când a închiriat apartamente în casele oamenilor. I've run into a few problems. For example, I've had my reservation canceled last minute, no explanation. Reach out to me, ask me to cancel the reservation, and then book it through them privately. Comparativ cu anul trecut, în luna iulie acestui an, capacitatea de cazare turistică din România a crescut cu peste 6%. Concediile ne ajută să ne relaxăm și să ne detașăm de stresul cotidian, doar că atunci când suntem prea obosiți și apelăm la concedii prea lungi, acestea ne pot afecta. Întoarcerea la rutina zilnică poate reprezenta un motiv de tristețe profundă. Specialiștii o numesc depresia post-concediu și de ea pot suferi inclusiv copiii care revin la școală după 3 luni de vacanță. Depresia post-concediu afectează aproximativ 30% dintre persoane și apare după întoarcerea din vacanță și reluarea activităților de zi cu zi, cum ar fi întoarcerea la job sau la studii. Primele simptome sunt nostalgia perioadei petrecute în vacanță, lipsa motivației și dificultățile de concentrare. Ele au fost resimțite și de către Andreea, după ce s-a întors dintr-o vacanță de 6 săptămâni petrecută pe un alt continent. După ce te relaxezi, e mai greu să-ți intri în ritm după aia. Cred că mi-a luat o săptămână, da. S-a simțit. Cât timp credeți că durează această nostalgie? Până la următoarea vacanță? Nu știu. Nu, durează, nu știu, câteva săptămâni să-ți intri în ritm, da. După o săptămână, două, cred că e ok. Îți intri în rutină. Pe lângă acest sentiment de tristețe și de nostalgie, de dor, implică și dificultăți de concentrare, da? Suntem mai iritați, avem o toleranță mai scăzută la frustrare, sentimente de nervozitate, melancolie, dificultăți de concentrare, oboseală în urma acestor activități și poate să ducă încet încet și la burnout dacă această stare se menține. Burnout-ul este o stare de epuizare fizică și psihică la care se poate ajunge atunci când oamenii sunt copleșiți de volumul mare de activități pe care l-au de făcut. Pentru a evita o astfel de situație, psihologii vin cu mai multe recomandări. Ce putem să facem este să facem o mică vacanță în fiecare zi. Va trebui să includem în rutina noastră obișnuită activități care ne fac plăcere, care ne ajută să ne destresăm. Avem activitatea profesională și avem viața personală. Dacă noi nu mai ținem cont deloc de viața noastră personală și ne pierdem, evident că ajungem la epuizare. Un alt factor care ajută la evitarea depresiei post-concediu este planificarea corectă a vacanței. Specialiștii recomandă ca vacanța în sine să nu fie mai lungă de 5 zile, iar după întoarcere să existe cel puțin o zi pentru repaus, timp în care să ne reobișnuim cu rutina zilnică. Am fost în vamă. Când? Acum 3 săptămâni. Și când te-ai întors din vacanță, cum te-ai simțit? Obosit, că n-am apucat să îmi revin. We will be staying one week. When you return to Italy, how many days do you have to readjust to... Just one. Just one day? Yeah. Do you think it's enough? No. Of course not. It's never enough. Afectați de depresia post-vacanță sunt și copiii care după 3 luni fără școală se întorc la rutina de zi cu zi. Cei mici, în momentul în care se întorc din vacanță, pot experimenta stări de tristețe, de dor, de vacanță, de bunici, de părinții care, dacă sunt mici, de părinții care, cu care petreceau poate mai mult timp în vacanță. Am început școala și avem multe teme și de învățat și aș mai fi vrut să stau în vacanță. Potrivit studiilor, persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani sunt cele mai predispuse la depresia post-concediu.
Compania Națională de Transporturi Aeriene Tarom a împlinit în această săptămână onorabila vârstă de 70 de ani. În această perioadă, operatorul de zboruri de stat a trecut de la o companie prestigioasă cu mari realizări în domeniul aviației la o companie aflată în prag de faliment. În ultimii 15 ani, compania a înregistrat pierderi de peste 2,6 miliarde de lei. Am poposit pe aeroportul Otopeni în ziua în care Taromul anunța îndeplinirea sarcinilor de plan pe primii 3 ani ai cincinalului. Tarom a luat naștere pe 18 septembrie 1954, când a avut primul zbor București-Praga. În câțiva ani a ajuns să aibă zboruri regulate către zeci de orașe europene. În 1966, compania a adus la capăt primul zbor transatlantic și 3 ani mai târziu, în 69, când americanii aterizau pe lună, piloții Tarom reușeau să facă ocolul lumii în 80 de ore. Compania era de mare succes și în Europa și în lume. Zbura la New York. Eu în 91 am fost și am făcut vizita de securitate la Chicago, la aeroport, și am dat drumul Taromului să zboare acolo. A zburat la Montreal, a zburat peste tot. Deci a fost, da, Taromul era deja o companie foarte puternică. În decembrie 1989, Tarom avea o flotă de 60 de avioane. Am fost printre primele state din blocul sovietic care au introdus pe liniile de zbor avioane produse în Statele Unite ale Americii și Europa de Vest, printre care Buck 111 și Boeing 707. După căderea comunismului, Tarom a cumpărat în 1990 trei aeronave noi, Airbus A310, una dintre ele s-a prăbușit în tragedia aviatică de la Balotești, din anul 1995, în urma căreia 60 de persoane, 49 de civili și 11 membri ai echipajului de bord și-au pierdut viața. A doua jumătate a anilor 90 este și perioada în care compania începe să se prăbușească la propriu. S-a depreciat managementul Taromului, au fost descurajați profesioniștii care încă mai erau la Tarom. Din acest motiv, mulți mecanici, piloți, membri ai personalului de zbor au ales să părăsească compania și să muncească în afara țării pentru salarii mult mai mari. Situația a ajuns atât de gravă încât compania riscă să intre în faliment, așa că s-a decis reorganizarea ei. În momentul de față sunt încă oameni, la nivel miniștri chiar, care nu știu ce înseamnă o restructurare, care zic, a, păi are atâta personal, dăm afară asta. O prostie. În perioada 2001-2005, Tarom s-a aflat în proces de restructurare și a reușit să ajungă o companie profitabilă pentru 3 ani, 2005, 2006 și 2007. După a urmat dezastrul. Conform portalului Listă Firme, în ultimii 15 ani, compania nu a fost niciodată profitabilă și a înregistrat pierderi an de an de o cifră, 6 milioane de lei, până la sume colosale, 440 de milioane de lei în 2020, anul pandemiei. În total, în acești 15 ani, Tarom a înregistrat pierderi de peste 2,6 miliarde de lei, adică peste 500 de milioane de euro. I-au făcut din Tarom praf. Au mâncat cash flow-ul, l-au făcut pulbere. În tot acest timp, compania a strâns datorii de 1,4 miliarde de lei, în timp ce numărul angajaților s-a înjumătățit, de la 2400 la 1200. Este ținută așa la perfuzii, din păcate, cumva ținută în viață, cu mari eforturi, pentru că în domeniul ăsta nu poți să faci orice investiție, orice ajutor de stat. E o piață liberă, concurențială, reglementată, supra-reglementată la nivel european. În perioada de declin a companiei, managementul a luat decizia de a vinde 10 de aeronave. Acum flota Tarom este compusă din 18 avioane, iar compania susține, la ea pe site, că traversează o perioadă de modernizare a flotei. Un scenariu de salvare al Tarom ar fi privatizarea. Dacă se face cu cap vânzarea, privatizarea, vânzarea pachetului majoritar în acțiune, mă gândesc că ar putea, în ceasul al 13-lea, să fie și Tarom o companie cu un management lăsat în pace să-și facă treaba, un management priceput, cu obiective, plătit corect, competitiv,
într-o piață liberă. O altă soluție, spun specialiștii, ar fi aplicarea legislației privind guvernanța corporatistă și numirea conducerii în urma unor concursuri serioase. Trecem acum la sport. Alături de noi este jurnalistul Prima Sport, Costi Mocanu. Bine te-am găsit, Costi, într-un weekend plin de evenimente în fotbalul românesc, dar și în cel internațional. Și hai să începem cu noul insucces din campionat al celor de la FCSB aseară cu Petrolul. Ce se întâmplă cu echipa lui Becali, care are doar două victorii în primele 10 meciuri din acest campionat? Bună ziua, întâi de toate. Comparativ cu sezonul trecut, a dispărut Coman. A plecat Florinel Coman. Doi, Olaru nu mai este jucătorul din sezonul trecut. Îl văd foarte arțăgos, pus pe harță, veșnic tulburat de deciziile arbitrilor. Și trei, da, un punct care este de fapt o constantă în viața acestei echipe, patronul se tot joacă și face tot felul de formule. Sigur, a contat foarte mult și echipa va continua să fie impactată de participarea europeană. Ambiția aceasta, bine stimulată financiar, de a se califica în grupele cupelor europene, de unde vin bani mulți. A reușit să facă lucrul acesta. Acum însă este pe punctul de a pierde calificarea între primele 6 echipe ale campionatului și continuarea campionatului din play-off. Sigur, mai sunt multe etape, dar uite că încet, încet ne apropiem de jumătatea campionatului și FCSB nu a câștigat decât două meciuri. Să nu uit, totuși, foarte important, n-a avut un stadion. Era obișnuită să joace formația lui Becali pe Arena Națională, ea a tot fost ocupată. Ba Coldplay, ba Ed Sheeran, ba Festivalul Mâncării Asiatice, cum a fost cazul ieri, și ei, cât și cei de la Petrolul, au fost nevoiți să se ducă în acea bijuterie de stadion, care este stadionul Steaua, întreținut însă deplorabil. Am auzit mai devreme materialul despre Tarom. Este același lucru la stadionul Steaua. Este îngrijit de statul român, un stat falimentar care își bate joc de banii cetățenilor. Ce se întâmplă la Tarom, se întâmplă și la stadionul Steaua. Acolo nu mai e iarbă, acolo sunt smocuri arse și multă pământ. Bătaie de joc a statului. Dar sigur, repet, pe același teren au jucat și cei de la Petrolul. Este un cu totul alt subiect. Asta și merită să... și o vom face asta, să ne aplecăm asupra lui. Tot pentru FCSB urmează și debutul în Europa League, chiar în această joi, cu lituanienii de la Riga. La ce ne așteptăm în contextul rezultatelor pe care le-au înregistrat până acum în campionat? Noi ne așteptăm să avem un meci bun cu audiență bună. Partida va fi transmisă în direct de Prima Sport 1, joia asta la ora 22. Ce vor face ei? Important ar fi, bine ar fi să reușească să câștige, este adversarul cel mai la îndemână. Dacă nu reușești să-i bați pe băieții ăștia care vin din Estonia, nu poți să ai pretenții atunci când vei întâlni echipă din Germania, Hoffenheim, ca să nu mai spun de Manchester United, formația cu care se vor întâlni la anul, abia în luna ianuarie, în ultimul meci din grupe pe teren propriu. Ar fi un foarte bun stimulent de moral o victorie, ca să nu mai vorbesc despre suma suplimentară de bani care va veni din partea celor de la UEFA. Rămâne de văzut. E foarte important până unde se va decide omul cu banii de la FCSB să se bage în viața echipei. O face tot mai mult. Nu ia deloc exemple din fotbalul de afară. A cumpărat un jucător pe bani foarte mulți, uite, pe Bârligea, el a ținut o repriză în teren. Nu se uită deloc, de exemplu, ce face Real Madrid cu Mbappé, care nu merge foarte bine, dar cu toate astea, evident, fiind un fotbalist foarte scump, e păstrat în teren. Pentru FCSB, vorbeam un pic mai devreme de meciul cu Petrolul și cei de la FCSB spuneau înaintea acestui meci că totuși ei traversează o perioadă bună. La ce se refereau ei mai exact? Mi-e greu să înțeleg
îți mărturisesc sincer. Păi, au pierdut acasă cu oțelul, au pierdut acasă cu Politehnica aia și au făcut egală deplasare cu Unirea Slobozia, au făcut egal acasă cu Universitatea Cluj, au făcut, uite, egal acasă acum în ultima etapă cu Petrolul. Ei nu au jucat până acum cu Dinamo, cu Universitatea Craiova, cu Rapid, adversari de tradiție, iar unii dintre ei, cum e cazul lui Dinamo, în formă foarte, foarte bună. Urmează etapele 13, 14, 15, chiar așa în ordinea asta, să joace cu Dinamo, cu Rapid și cu Universitatea Craiova. Va fi probabil momentul cel mai important în acest campionat. Dar e o echipă care trage și pe frontul european, de unde vrea bani, și trebuie să aibă grijă și la ce face exprimarea pe plan intern, care suferă. Eu cred că ei vorbesc ca să se încurajeze. Rezultatele sunt, n-ar trebui să se ferească, să spun asta, foarte proaste. Astăzi joacă și liderul din Superliga, Cluj, o întâlnește acasă pe Universitatea Craiova. Poate echipa lui Sabău să țină ritmul pe care chiar ea l-a impus de altfel în acest start de sezon? Bineînțeles. Joacă frumos. Joacă un fotbal șampanie, cum obișnuim să spunem în ultima perioadă. Fotbal caviar. Și ne-a arătat asta în meciul cu Rapidul. E o echipă cu jucători foarte experimentați, unii dintre ei Nistor Kipciu, cu jucători foarte tineri, unii alții, o echipă care nu are probleme financiare, mulțumită bugetului primăriei Cluj. Asta e o altă anomalie din sportul nostru. Iartă-mă, te rog. Deci o altă anomalie din sportul nostru. Da, Universitatea Cluj joacă cu Universitatea Craiova. Și eu cred că echipa lui Sabău, dacă nu vor apărea accidentări, e foarte important, Nistor, Kipciu, jucătorii de mare experiență, să reziste fizic, poate să meargă până la câștigarea campionatului. Ieri s-a jucat și în campionatele mari din Europa și vreau să-mi spui cum s-au prezentat echipele importante după ce la mijlocul săptămânii au evoluat în Liga Campionilor. Bun. Hai să luăm așa pe rând. Real Madrid, Târâș Grăpiș, a câștigat cu 4-1, dar n-a convins, a fost condusă pe teren propriu. Mbappé a dat gol, Vinicius a dat gol, Rodrigo a dat gol. Primul gol al lor, marcat de Carvajal. Ce meci și Milan Inter. Inter ne-a arătat o echipă foarte serioasă în Champions League. Nu e o surpriză pentru nimeni. În urmă cu un an la Istanbul jucau finala cu City. În vreme ce Milan a început în fanfar jocul de pe teren propriu cu Liverpool în Champions League și a fost învinsă clar de echipa engleză. Rămâne derby de la Madonina, un meci întotdeauna frumos, pasionant, interesant, un meci în care îmi aduc aminte, în 1999, antrenor la Inter era Mircea Lucescu. Îți mulțumesc tare mult, Costi, și așteptăm să vedem cum vor evolua echipele în această seară. Noi punem punct ediției de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de Prima News pentru că urmează emisiunea Zona Liberă moderată de Ovidiu Nahoi. Eu sunt Ioana Enache și vă urez în continuare o zi frumoasă.